Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi dezbatem problemele fotbalului sucevean. Nu de alta, dar a fost în acest weekend adunare generală a Asociației Județene de Fotbal. Trebuie să aflăm ce s-a discutat, care au fost problemele care s-au ridicat la fața locului și, bineînțeles, de unde puteam afla mai bine toate aceste lucruri, dacă nu chiar de la președintele AJF-ului sucevean, domnul Ciprian Anton. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Duminică a avut loc această adunare generală, a fost cu scântei, s-a certat lumea, ce s-a întâmplat? Care sunt problemele fotbalului sucevean în momentul de față, pe lângă cele pecuniare, evident, că nu ne scăldăm într-o superbă finanțare și nu sunt lucrurile extraordinar de roze din punctul ăsta de vedere. Problemele fotbalului sucevean sunt cele probleme fotbalului românesc, în primul rând. Nu cred că facem o notă separată de ceea ce se întâmplă la nivel național. Nu au fost sparte capuri, nu au fost probleme de demisii sau alte lucruri. Sunt probleme care se ridică la fiecare adunare generală. Din fericire, să spunem așa, până anul viitor, când sunt alegerile pentru președinția Asociației Județene de Fotbal, din fericire, spunem noi, nu se înghesuie lumea la asemenea adunări generale, asociațiile sportive nu prea au de ce să vină, pentru că nu există o miză foarte, foarte importantă, este o miză doar de analiză, o miză de a valida toate bugetul de venituri și cheltuieli, de a valida rapoartele, comisiile, deci e mult mai ușor. Mai mult tehnic. Mai mult tehnic, să spunem așa, odată la 4 ani e mai complicat, ca și olimpiadele, atunci e iceberg. Odată la 4 ani se aleg conducerile. Se alege conducerile, da. Eu, din punctul meu de vedere, exact cum aș face așa o ușoară analogie cu adunările generale ale proprietarilor de la asociațiile de proprietari, pentru că multă lume, și mă uitam în relația pe care o are primăria, respectiv viceprimarul care are atribuțiuni pe această temă, an la rândul cel puțin Lucian Harșovski solicita și pe bună dreptate tuturor cetățenilor, mai oameni buni, prezentați-vă la aceste adunări generale ale proprietarilor, pentru că acolo se dezbat problemele, acolo se hotărăște conducerea și e prima fază în care se pot rezolva anumite lucruri. Astfel încât și primăria are un alt dialog cu asociația față de câte un cetățean nemulțumit care ajunge. Cam așa e și aici, în adunările acestea generale, cred că multe lucruri pot fi așezate pe un fundaș normal. Din fericire, și noi avem statutul care prevede, în cazul în care nu există quorum, acea adunare generală nu se poate ține, dacă sunt puncte foarte importante. Din fericire pentru noi, adunarea generală a avut quorum, s-au putut lua decizii, chiar se putea alege chiar și președintele sau se schimba comitetul executiv. Se spune că două treimi trebuie să fie prezentă, ca toate lucrurile acestea să fie bine înregistrate. Cei care au pierdut, au avut de pierdut ceea ce o să discutăm noi în continuare, vis-a-vis de aspecte legate de campionatul următor organizatoric, aspecte legate de gala fotbalului sucevean, de când vor avea loc alegerile anul următor. Sunt lucruri care adunarea generală pot să le stabilească din timp și noi am făcut acest lucru anul acesta, am încercat să-i punem pe oameni în temă și să avem timp destul să pregătim evenimentele care ne dorim să le facem. Pentru că, fie vorba între noi, sunt multe problemele pe care le are fotbalul sucevean. Cum a spus și dumneavoastră, nu fac o notă discordantă față de întreg fotbalul românesc, dar este, cum să vă spun, știți cum, sunt așa și sub, ușor sub imperiu unui documentar. Nu era el cel mai nemaipomenit documentar posibil, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, se intitula În căutarea fotbalului pierdut. Și era o poveste, evident, despre fotbalul românesc și acea generație de aur pe care am avut-o în fotbal. Iar faptul că onor conducerile FRF-ului și LPF-ului de-a lungul anilor puse așa în același bol cu conducerea de stat, nu au făcut preț de 20 și ceva de ani nimic pentru fotbalul românesc. Și când spun acest lucru, evident, încerc să fac așa o scurtă radiografie asupra acestui documentar, dar împărtășesc în bună măsură această
această expunere de motive, această idee în care a fost construit acest documentar, pentru că, vedeți dumneavoastră, ceva în care nu beneficiază de finanțare, ceva care este uitat, lăsat așa să se dezvolte la voia întâmplării, din păcate, până la urmă, ajunge unda aia de șoc, de la bază până la vârf, iar dacă la noi a mai funcționat echipa națională, a funcționat pe baza acelei generații de excepție, am numit-o noi generația de aur, și pe bună dreptate de aur, pentru că era o perioadă în care, vă aduc aminte și nu cred că trebuie să facem un efort prea mare de memorie, era perioada în care a te califica la un turneu final sau turneu final de campionat mondial sau european, era o normalitate pentru România. În momentul de față se dovedește foarte clar, încă o dată, cât de greu este să participi la masa bogaților, ca să spunem. Da, eu aș veni și v-aș spune că se încearcă acele lucruri, pentru că și acea generație de aur a fost construită de-a lungul anilor, deci începând din 86 cu câștigarea Cupei Campionilor Europene a echipei Steaua, și înainte s-a încercat, nucleul a fost făcut, se încearcă în momentul de față prin acele centre de excelență, prin lucruri care se văd cu ochiul liber de actuala conducerea Federației Române de Fotbal, se încearcă, doar că trebuie să avem răbdare. E clar că toată lumea spune câtă răbdare să mai avem, pentru că cel mai important și noi, de ce să nu recunoaștem, e echipa națională. Acolo e oglinda la tot ce se întâmplă. Putem face orice în campionatele noastre, putem să schimbăm foarte multe aspecte, dar dacă nu avem rezultate la echipa națională, totul de acolo pleacă. Parcă e o muncă în zadar. Exact, parcă e muncă în zadar, deși vedem, cred că toată lumea e de acord, avem foarte mulți jucători care joacă în străinătate, avem jucători tineri. Da, nici jucători ăștia, când jucau înainte în străinătatea ai noștri, cam erau ei mai buni de pe acolo. Așa este, dar și... Adică un Gică Popescu, slavă Domnului, era capitan pe la Barcelona, dacă nu mă înșel, capitan pe la Galatasaray. Acum, nu știu, mai avem vreun jucător de talia lui. Și nu mă refer aici exclusiv la înălțime, că de talia e. Chiricheș cred că e cam la aceeași înălțime cu Gică Popescu, e top acolo. Nu, din păcate concurența e foarte, foarte mare. Nu sunt acele vremuri, nu sunt... Timpul a trecut. Cred eu că dacă... Nu a lucrat în favoarea noastră. N-au lucrat în favoarea noastră, dar cred eu că dacă vom merge pe același trend, pe aceeași, să zicem, linie, cred eu că în curând vom avea rezultate. Primele rezultate ar trebui să apară la nivel de juniori și așteptăm cu interes aceste rezultate. Iar după să meargă către Naționala Mare, cel mai bun exemplu e Naționala Belgiei, care a construit aproape 10-15 ani și în momentul de față are jucători foarte talentați la un nivel înalt. Încă o dată, vă spun, din păcate nu avem răbdare, sunt foarte mulți conducători care nu au răbdare, singurul, chiar mi-a plăcut declarația lui Gheorghe Hagi de aseară, singurul care încearcă și dă credit la ceea ce se întâmplă. Da, vedeți dumneavoastră, cam asta se încerca să spune și în respectivul documentar. O generație întreagă și un... Bine, era o generație de excepție, dar tot ce s-a întâmplat atunci, ne bazam pe Hagi. Hagi ducea și acea strălucire în teren și... Dom'le, noi acum și după ce s-a retras Hagi, după aia ne-am chinuit, l-am adus înapoi la echipa națională, da? Că așa s-a întâmplat. Acum, după ce s-a distrus-o, iarăși doar în Hagi vedem raza de lumină. Doar în Hagi, pentru că el a înțeles foarte bine ceea ce trebuie făcut. În momentul de față ne dovedește prin echipa de viitorul, prin echipele de juniori care sunt campioane naționale și accederea în tururile foarte îndepărtate la Champions League, varianta de tineret. Dar și aseară, în meciul cu CFR Cluj, a folosit 4 jucători 98, asta înseamnă că au sub 19 ani. Acei jucători încă sunt juniori. 98, de bea anul ăsta termină junioratul. Deci el a folosit în meciul cu CFR Cluj 4 juniori în teren. Și a luat bătaie cu 2-0. Deci e un curaj extraordinar. A arătat că nu are nimic pierdut, deși mai putea aduna niște puncte pentru Zestrea care pornește acest play-off. Din păcate, asta se întâmplă. Nu toți sunt, uitați-vă, Steaua, celelalte echipe și Dinamo mai folosesc jucători tineri. A fost acea regulă că Under 21, de ce? Tot pentru blamată și răzblamată. Blamată și răzblamată. Și eu vă mărturisesc, nu mi se pare cea mai bună variantă, da, dar aștept ca în momentul față, timpul da, să dovedească că eu n-am dreptate. Exact, să știți. Eu nu sunt un specialist în acest domeniu. Dar vă va demonstra la timpul respectiv că, într-adevăr,
poate vor ieși 2-3 jucători, că nu poate să iasă o echipă. Din cei cu regula vor ieși 2-3 jucători care în jurul lor să se construiască acea națională a României de care avem nevoie, cu antrenor străin, cu antrenor românesc. Știu, mai, trăiesc cu senzația mai curând, aș merge pe o variantă de asta, cum e un Gică Hagi, un om care dă șanse tinerilor, pentru că prin asta s-a făcut el remarcat în permanență, a dat șansa tinerilor, pentru că și el, la un moment dat, în decursul existenței sale, a beneficiat de aceste șanse. Da, uitați, Gică Hagi, eu să zicem, o persoană aparte. De ce? Eu cred că Gică Hagi, dacă se aduce la orice club de România, n-ar avea aceleași rezultate ca la și Viitorul. Pentru că el nu are presiune. El e singurului șef. El nu poate să-l dea nimeni afară pe el, dacă vrea să se dea singur afară. Nu are presiunea pe umeri. De asta poate trata cu lejeritate. De aceea, dacă ar înțelege și el... Gică Hagi, cu echipa lui, este pe primul loc, în primul eșalon fotbalistic din România. Da. Păi asta vă spuneam, are presiune, că presiune, că ne presiune. Există presiune. Și la Steaua ce presiune ai? Că suporter n-are. Nu e vorba de presiunea suporterilor, de rezultate. De rezultate și de tot ceea ce înseamnă. Gică Hagi și-a îndeplinit obiectivul, a vândut încă 2 jucători, anul următor vă mai vinde 2 jucători. El a spus că e foarte mulțumit de ceea ce a făcut până acum. Nu știe dacă va ține pasul să ducă până la câștigarea campionatului. Cred eu că așa trebuie gândit toată lumea. În momentul de față, dacă îți propui un proiect pe perioadă lungă. Dacă îți propui doar de anul acesta să câștigi campionatul, faci ca și Steaua, să spunem așa, în care eu sunt sigur că va avea... Avem două exemple mult mai grave. Mă refer aici la Oțelul Galați și la Urziceni, echipe care au câștigat campionatul, au participat în Champions League și după aia s-au desființat. Da, aici cred că managementul a fost... Managementul? Nu, ceva e putred în Danemarca. Ceva... România. Nu, cu Danemarca jucăm. Nu, vedeți dumneavoastră, era și această poveste la un moment dat o statistică, 68% din componenții echipei naționale făceau parte din, cu alte cuvinte, erau copii născuți în, nu în localități, nu în orașe, erau din mediul rural. Deci 68% din componenții echipei, chiar ai generației de aur, erau născuți în mediul rural. Tot în acest documentar, mai era, când mi-aduc aminte așa câteva frânturi, Miodrag Belodedic spunea așa, că în localitatea aia lui de pe lângă Moldova Nouă, da? Adică de unde cotește Dunărea pe acolo, nu mai e echipă de fotbal, nici măcar pe la vreo 20 de kilometri, undeva pe la vreo 60 de kilometri. Deci probabilitatea ca un copil care are un filon de talent și ar avea o șansă, până la urmă echipa României, să beneficieze de serviciile lui, este retezată din prima de această chestiune. Au dispărut foarte multe echipe din România. Mai mult decât atât, sunt în momentul de față multe echipe sprijinite de... practic ele funcționează pentru că părinții le finanțează. Și acele echipe se comportă, ajung în tot felul de competiții, reușesc să... Dar există riscul ca un copil care poate e mai talentat decât cei care sunt angrenați în aceste echipe, să nu poată face parte într-o asemenea echipă, că nu are bani cum să ajungă acolo. E o problemă a fotbalului în esență, față de acel fotbal pe care îl știam noi. E bine, pentru că, uite, noi, la nivelul județului Suceava, ne dorim ceea ce spuneați dumneavoastră, să promovăm cât putem și să descoperim reale talente prin acel proiect Caravana Fotbalului. Da, care... e o inițiativă care, țineți minte, eu am salutat-o și cât am putut să o promovez prin intermediul acestei emisiuni și nu numai, am făcut-o cu inima deschisă, pentru că e ceva... Da, e o idee. Nu știm dacă vom mulțumi pe toată lumea, doar că această idee, chiar mă gândeam zile trecute, trebuie să aibă și o finalitate. Degeaba mă duc la un copil și îl iau dintr-un mediu și îl aduc, îi dau o minge, îi dau o medalie și o diplomă, dacă nu continui cu el sau și îl mai văd peste un an, dacă nu continui în momentul de față, pe termen scurt, o acțiune cu el. Și de aceea am mai și discutat, vom mai încerca să-i aducem cel puțin 10-15 copii într-un cadru organizat din cei care vom merge noi în teritoriu, pentru că luna martie va da drumul din nou acea caravană. Din păcate, vremea nu am mers doar în două locații, dar perioada următoare vom încerca să ne facem din nou un traseu, să știe lumea unde să ne aștepte. Și cred eu că dacă vom reuși 10-15 copii
din cei 500, 1000 pe care îi vom vedea, sunt sigur că vom vedea între 500 și 1000 de copii, 10-15 vom avea posibilitatea să-i aducem într-un cadru organizat, să putem să le oferim 3 mese pe zi, timp de o săptămână și antrenamente cu antrenori profesioniști și antrenori care știu să lucreze cu copii. Cred eu că vom avea posibilitatea să aducem în prim plan și să creștem. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, și Suceava are nevoie de un proiect în care să creștem, să fie și jucători de ai noștri care se vedem pe stadion. Dumneavoastră, în efervescența asta a tinereții pe care o debordați de fiecare dată, ca orice om sunteți și supus greșelii, mai puteți face greșeli pe aici și pe acolo, dar intențiile noastre sunt bune. Până în momentul de față, ideea mutării echipelor, pardon, a băncilor de rezervă într-o parte într-alta aici, aici aș vrea să fac un comentariu. Am o parținere, dar l-am văzut pe mine Stoica cu o declarație foarte acidă. Da. De unde s-a mai văzut așa ceva? El nu înțelege de unde, ce tâmpenie să faci așa ceva, de ce să pună regulament. L-aș informa că poți să uit în campionatul Spaniei, pentru că nu e o idee de a noastră românească, și să vadă exact. El nu credea că se mai există undeva în lume chestiuni genul ăsta. Pentru ce? Era chiar în studio, ce am urmărit o emisiune, era în studio Nicolae Dică și Nicolae, adică din ce a înțeles, e clar că pentru acea presiune asupra arbitrilor asistenți, ce presiune că poți să țipe și de partea cealaltă. În fine, la județ, acest lucru merge. Nu știu dacă merge la Liga a 3-a, Liga a 2-a, deși vă spun, pentru că particip la foarte multe meciuri de Liga a 2-a și Liga a 3-a, chiar și la Liga a 1-a am fost observator, această idee a fost împărtășită de toată lumea și a fost benefică, zic eu, pentru fotbal în general. Nu neapărat că trebuia să ne aducă ceva. Dar, din păcate, ne trezim după 3-4 ani de zile, această idee nu e acum. Această idee e din 2014, dacă stăm să ne gândim. Și ne gândim în 2007 să începe să comentăm vis-a-vis de această idee, nu că ar fi a mea sau al cuiva. Bun, multă lume nu înțelege. Deci, ideea de a o implementa în România va aparține. E clar va aparține. Pe mine mă bucură că AJF-ul din Suceava a fost ascultat, i-a fost urmat exemplu. A fost urmat exemplu, și neapărat. Și a funcționat această chestiune. Bun, repet, e inițiativa dumneavoastră și e cât se poate de în regulă. Că ce vorbește MMU, acum, cum să spun, din punctul meu de vedere nu denotă decât o răutate, iar la o răutate aș răspunde tot cu răutate. O fi fost ceva în vodka de care vorbeau ceilalți de la meciul cu Zurich. E posibil. Habar n-am. Până la urmă, ideea, modul de a fi pus în practică, până la urmă funcționează. Mi-aduc aminte că a fost perioada aia când se discuta de 5% pentru gazde. Exact, da? Exact. Ei, acum, din câte se vede și din câte se știe, e 2% pentru oaspeți. Minus 5% pentru gazde, păi, să spunem așa. Adică s-a înclinat un pic balanța, s-a dus. Doamne, trebuie să ne adaptăm fotbalului până la urmă, că așa este. Așa funcționează fotbalul și după legi scrise, dar și după unele legi nescrise. Nu comentăm lucrurile astea. Eu ziceam că a fost o inițiativă bună. De asemenea, asta, caravana fotbalului, iarăși e o inițiativă a dumneavoastră. Și nu m-ar mira ca mulți alții să o ia în brațe și să... Și o pună în aplicare. Pentru că, iarăși zic, este o idee bună, pentru că la naiba ne stoarcem cu toții mintea, încercăm să căutăm toate variantele posibile, chiar și pe o slabă finanțare a fotbalului, să găsim soluții ca să mai ținem aprinsă încă flacăra aia a fotbalului în România. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi ăștia mai nostalgici care am trăit nițeluș mai apăsat înainte de 89 și imediat după, am avut ca și supapă de refulare acest fenomen sportiv. Am avut ca și, cum să spun, uneori cam ca unică bucurie. Bun, eu vreau să vă zic că următorul proiect, zic eu, poate la prima vedere nu-și dau seama, este acel parteneriat care dorim să-l dezvoltăm cu o asociație regională din Republica Moldova. Și o să vă povestesc despre acest parteneriat, pentru că este foarte important. După publicitate, ați văzut, da? Fără nicio problemă. După publicitate vom vorbi despre acest nou proiect și, bineînțeles, vom care discuta... poate ajuta la dezvoltarea fotbalului în general, nu neapărat... Deși vedeți dumneavoastră faptul că ne întoarcem așa cu fața către est, pe mine mă sperie. Nu pentru că... Da. Discutăm după publicitate. Okay.